În conformitate cu prevederea articolului 36, alineatul 1, articolul 34, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local cu ultimă ședință publică, ordinară, în data de 15 decembrie 2021, orele 13, la sediul Căminului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice la infrastructuri la iluminat public cu investiția în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium din județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 4 anul 2021, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pentru trimestrul 4 anul 2021 a școlii gimnaziale Comuna Bucium, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor de la Școala Gimnazială Comuna Bucium pentru semestrul 1 al anului școlar 2020-2021, suplimentarea pentru semestrul 2 al anului școlar 2020-2021 și semestrul 1 al anului școlar 2021-2022, inițiator primarul Comunei. 6 diverse. Da, mulțumim. Supunem la vot ordinea de zi. Cine pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci s-a adoptat proiectul de hotărâre. Ordine de zi. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Văzut că a fi suportată din bugetul local atunci când vom analiza proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2 al ordinii de zi. De considerentele că investiția menționată este necesară și importantă pentru Comuna Bucium, loc analiza și aproba proiectul de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Da, mulțumim. Dăm cuvântul șefului comisiei. Mulțumesc. Membrii comisiei au studiat materialul, nu au fost obiecțiuni și au aprobat favorabil cele prezentate de domnul primar în proiect. Da. Ne fiind comentarii pe acest subiect, supunem la vot. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Da. Se adoptă proiectul și dăm cuvântul domnului primar pentru expunerea proiectului de hotărâre de punctul 2. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium din județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem azi în ședința Consiliului Local Bucium se referă la aprobarea participării Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium din județul Bacău. Programul prin care vrem să obținem finanțarea a fost elaborat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Fondul pentru Mediu și motivat de expunerea făcută deja în primul subiect al ordinii de zi, ineficiența sistemului de iluminat public din comună, rezultă necesitatea și oportunitatea unei astfel de investiții. În acest sens, având cunoștință de lansarea programului menționat mai sus, am întocmit memoriul justificativ prezentat în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre și devizul prezentat în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre. Ca și în cazul celorlalte proiecte de finanțare, în conținutul proiectului s-a propus ca OAT Comuna Bucium să asigure și să susțină contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, așa cum rezultă din devizul prezentat, respectiv suma totală de 308.204,9 din totalul eligibil de 1 milion lei. De asemenea, se va asigura și susține cheltuielile neeligibile a proiectului în valoarea totală de 103.599,50 lei. Pe considerentă că investiția menționată este importantă pentru Comuna Bucium, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre prezentat. Da, mulțumim. Dăm cuvântul șefului comisiei de prezentare. Mulțumesc. Membrii comisiei Buget Finanțe au studiat acest material și au dat
favorabil. Da. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? În continuare dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul numărul 3. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pentru trimestrul 4, anul 2021. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatem dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4, anul 2021, cu suma totală de 266.000 lei, sumă rezultată din unele transferuri, respectiv diminuarea unor sume de la unele capitole bugetare și suplimentarea la alte capitole unde este necesar. Prin adresa numărul 2852 din 7-12-2021 de ACFT Bacău, a transmis influențele asupra bugetului local în ceea ce privește sumele defalcate din TVA, în sensul diminuierii cu suma de 41.000 lei, respectiv alocarea sumei de 22.000 lei pentru finanțarea burselor ce se vor acorda elevilor de la școala Buciu. De asemenea, a fost alocată suma de 18.000 lei pentru plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap și diminuate cu suma de 20.000 lei la stimulentele educaționale acordate copilor din familiile defavorizate, în scopul participării la învățământul preșcolar, tichete de grădiniță. Totodată s-a propus influențarea bugetului local cu suma de 3.920 lei, care urmează a fi primită de la AJPIS Bacău pentru plata suplimentelor pentru combustibil solizi sau lichizi, diferența lipsă pentru plata ajutoarelor de încălzire. Astfel, la secțiunea de funcționare, atât pentru partea de venit cât și pentru partea de cheltuieli, a fost armonizată cu răspunzător pentru închiderea plăților în anul 2021. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Da, mulțumim. Dăm cuvântul șeful Comisiei de Specialitate. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat acest material privind rectificarea bugetului local și au dat aviz favorabil. Da, supunem la vot proiectul. Cine pentru? Da. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru expunerea punctului 4. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pentru anul 2021 pentru școala gimnazială Comuna Buciu, ordonator terțiar de credite. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai îl prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru școala Buciu, conform rectificării bugetului local al Comunei Buciu, expus și aprobat anterior. Astfel, pentru anul 2021, prin adresa 2852 transmise de AJFP Bacău, a fost atribuite sume în ceea ce privește sumele defalcate din TVA diminuare cu suma de 41.000 lei, respectiv alocarea sumei de 22.000 lei pentru finanțarea burselor ce se vor acorda elevilor de la școala Buciu și diminuate cu suma de 20.000 lei stimulentele educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate, în scopul participării la învățământul preșcolar, tichete de grădiniță. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Membrii Comisiei au studiat acest material și au dat aviz favorabil. Mulțumim, supunem la vot. Este adoptat și acest proiect de hotărâre. Dăm cuvântul domnului primar pentru expunerea punctului 5. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din școala gimnazială Comuna Buciu pentru semestrul 1, anul școlar 2020-2021 și suplimentarea pentru semestrul 2, an școlar 2020-2021 și semestrul 1, an școlar 2021-2022. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Buciu se referă la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe tipuri, așa cum este prevăzut în lege, dar și cu, ca urmare a repartizării sumelor cu această destinație de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin decizia numărul 680 din 6-12-2021. Ca urmare, adresa numărul 1174 din 09-12-2021, transmisă de Școala Gimnazială Comuna Buciu, în Consiliul de Administrație a venit cu propunerea de stabilire a cuantumului burselor pe fiecare categorie cu încadrarea în sumele repartizate, după cum urmează. Pentru semestrul 1 anului școlar 2020-2021, 7 burse de merit, 10 burse de studiu, 36 burse de ajutor social. Suplimentarea pentru semestrul 2 al anului școlar 2020-2021,
3 burse de merit, 3 burse de studiu, una bursă de ajutor social. Suplimentarea pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022. 3 burse de merit, 2 burse de studiu, una bursă de ajutor social. Pentru toate aceste categorii de burse, cuantumul este următorul. Bursa de merit 100 de lei, bursa de studiu 100 de lei, bursa de ajutor social 100 de lei. Acordarea nominală a burselor către elevi este atribuția Consiliului de Administrație a școlii. Având în vedere cele prezentate, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre prezentat. Mulțumesc. Membrii comisiei au analizat, am anunțit conținutul acestui proiect și au fost de acord cu conținutul acestui. Da. Supunem la vot aprobarea proiectului. Deci, adoptă și se aprobă și acest proiect. Ar mai fi puncturi diverse. Diverse. Dacă aveți probleme deosebite, vă stau cu mare drag. Eu vreau să vă întreb dacă am putea ajuta o tante de la Răcăuți, care nu are lemne absolut deloc. Eu i-am trimis de la vreo 3 căruțe și băiatul nu i-a dus niciun lemn acasă. Tante Tinca, Bojoc. Nu știu, câteva, o jumătate de căruță de lemne, no, ceva. O să dăm bine da, ceva. Da, i-au ajutat la viața ei mult. S-au ocupat așa de mai multe familii și ar fi păcat să nu îi facem o surpriză din Moș Crăciun. Pe tante Harni. Încercăm, încercăm. Mulțumim. Domnul Mihalache știe unde este și încercăm da. Să alte probleme. Stimați colegi, doamna secretară, domnule primar, domnul viceprimar. Iată ne-a ajuns în ultima lună din acest an. Este ultima ședință consilier pentru acest an. Am avut multe proiecte de hotărâre. Aceste proiecte de hotărâre au fost adoptate, înțelese. Acestea ce dă dovadă de, indiferent din culoarea politică în care a fost, înseamnă că a fost o înțelegere între noi și a fost bine. Asta este în slujba cetățeană. O a doua problemă în care aș vrea să vă spun, fac parte din sectorul de activitate de la Poli, deci știți către țigani. Indiferent câte solicitări am avut a domnului primar, a domnului viceprimar, totdeauna a fost prezent în ajutor pentru mine în sectorul de activitate. În continuare, țin să vă doresc un an bun, fără necazuri, fără îmbolnăviri și să ne găsim sănătoși la mulți ani. În încheiere și eu vă doresc sărbători fericite, un an mai bun decât ăsta, să fiți sănătoși și toată lumea din Bogonă să fie sănătoasă. Sărbători fericite! Mulțumim! Aici cineva pentru cu tot, da? Mai ești vă, Corina! Dacă era ședința închisă, vă mulțumim și vă mulțumim!